Se intonează imnul de stat al României. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Și ce miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi, ustași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Doamne! Doamne, Dumnezeu nostru, Dumnezeul puterilor, care cu brațul Tău zdrobești războaiele, ridicând pe nespusa Ta întrupare și prin patima cea de bunăvoie, a unui a născut Fiului Tău, a Domnului nostru Iisus Hristos, Tu care ne-ai arătat întotdeauna că jertfa este urmată de victorie și că după cruce vine învierea. Ascultă rugăciunile noastre în ceasul acesta, acordând ceea ce noi cerem de la puterea Ta și de la iubirea Ta de oameni, că de la puterea Ta noi, smeriții robii Tăi, cerem să păzești poporul nostru.
îl conduce din victorie în victorie și ridică-l din slavă în slavă, iar de la iubirea ta de oameni, a celor care au căzut glorios în lupta pentru apărarea țării și a credinței noastre strămoșești, așează în cortul aleșilor tăi, că sufletele lor ne înconjoară acum ca un nor, ferivele lor păzesc întotdeauna hotarele patriei noastre, iar cinstit sângele lor udă arborele libertății noastre. Și pe cum pe pământ te-au format elita oștirii, așa și încerc să constituie de asemenea o ceată de sfinți martiri, ca și cum ei au meritat să fie cinstiți de către oameni, tot așa și în cerul să fie cinstiți ca sfinții tăi. De vreme ce acești cinstiți eroi, lupta cea bună a luptat căzând la datorie, tu drepturile judecător rânduiește lor cununa dreptății, iar nouă, care prin jertfa lor trăim acum liberi, dă-ne, Doamne, întotdeauna amintirea supremului lor sacrificiu, ieșit din jertfernicia lor, precum și curajul de a-i imita. Din înălțimea locașului tău trimite, Doamne, binecuvântarea ta asupra celor care ne conduc, păzește, Doamne, armata țării noastre România, întărește brațul comandanților ei, iar prin rugăciunile preasfinte născătoare Dumnezeu, păzitoarea noastră nebiruită, călăuzește-ne către mântuire. Că Tu ești Dumnezeu mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, împreună cu Fiul Tău, cel fără de început și cu preasfântul și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Preacucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților, Întolodasuri Apostoli, a Sfântului și Dreptului Lazar și la patra zânvia din morți, sufletele adormiților robilor tăi, eroi ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, în corturile drept să-i așeze, în sânul lui Avram să odihnească, cu drepții să-i numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni viitori. Pomenire. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, distinsă adunare, iată, suntem în săptămâna aceasta, în săptămâna pătimirilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu, care s-a întrupat pentru noi și pentru a noastră mântuire, și iată săptămâna este săptămâna în care El, luând crucea păcatelor noastre pe omerii Săi, o duce pe muntele Golgota, unde prin răstignirea Sa pentru păcatele noastre ne va ispăși greșelile fiecăruia. Poate că Dumnezeu a rânduit această zi să fie, ca această zi să fie în acest timp, pentru că privind în istorie, foarte mult se aseamănă crucea neamului românesc cu crucea dusă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe muntele Golgota. Cum știm foarte bine, astăzi noi cinstim pe veteranii de război, pe eroii care au căzut pe câmpurile de luptă, cinstim în mod deosebit pentru cei trecuți la Domnul, am făcut rugăciunile cuvenite după rânduiala românească, iar pentru cei care sunt în viață,
rugăm pe Dumnezeu să le dăruiască sănătate și îndelungă înzilire. Ziua de 29 aprilie, ziua veteranului, a fost așezată spre cinstire și pentru prima dată s-au folosit acest termen de veteran de război în anul 1902, când regele Carol I a instituit acest titlu de onoare, dând în același timp și veteranilor de război anumite drepturi. Dacă privim în istorie, fiecare război a lăsat pe câmpul de ruptă mii sau chiar zeci de mii de eroi, astfel încât după al doilea război mondial se totalizează 800 de mii de eroi căzuți pe câmpul de luptă. De aceea am spus eu că ziua aceasta și cinstirea veteranilor ne amintește de istoria noastră, care, privind-o cu tot respectul, găsim întrânsa și momente de ducere a crucii, momente de cu căderi din cauza unor năvăliri străine, dar momente și de învieri glorioase prin victoriile pe care armata română, sub conducerea vitejilor ei, oameni înțelepți, le-a obținut. De aceea, dacă ne gândim la zilele care urmează în rânduiala bisericii, vedem că Mântuitorul va fi în ziua următoare, miercuri, va fi arestat în grădina Ghețimanii, după aceea urmează judecata nedreaptă, după aceea urmează sentința nedreaptă, aceea de răstignire la moarte, și urmează să-și ducă crucea până pe muntele Golgota, acolo unde va fi răstignit. Privind în istoria noastră, vedem că încă de momentul apariției pe scena istoriei lumii, acest pământ al nostru a fost cumva râvnit. Și în ideea aceasta există o istorioară frumoasă. Se spune că atunci când Dumnezeu a rânduit fiecărui popor să se așeze pe un anumit teritoriu, i-a rânduit o anumită țară, fiecare dintre celelalte popoare, fiind mai îndrăznețe de felul lor decât noi, s-au dus mai înainte și s-au îngrămădit să primească partea lor de țară pe care să se așeze. Noi, românii, fiind mai cu bun simț, un popor mai smerit, un popor mai rugător, lăsând mai multe lucruri la îndemâna lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu, ne-am dus mai la urmă. Când am ajuns, nu mai era pământ să ne dea și nouă, și atunci se spune că Sfântul Apostol Petru împreună s-a sfătuit cu Dumnezeu și a spus: Doamne, nu mai este pământ pentru români. Iar Dumnezeu a spus: da, dacă nu mai este pământ pentru români, atunci le dăm pământul care l-a reținut pentru noi. Și ne-a dat acest pământ armonios, cu ape, cu izvoare, cu câmpii, cu munți, cu cerul senin, cu cerul albastru, cu solul și subsolul lui foarte bogat, pe care după aceea noi am numit-o grădina Maicii Domnului și am numit-o așa datorită faptului că am continuat în nobilarea ei, continuând porunca aceea care a fost dată primilor oameni în rai să-l lucreze și să-l păzească. Așa am făcut, înnobilând-o prin munca noastră, prin talentul fiilor poporului român și prin rugăciunile celor mai curați fii ai poporului român, care în văile și în văile munților noștri, în poenile cele mai frumoase, au zis altare unde s-au rugat pentru armata țării, s-au rugat pentru cei din viață, s-au rugat pentru cei duși la Domnul, s-au rugat pentru toți ca Dumnezeu să reverse binecuvântarea peste poporul român. Dar totodată am fost mereu în calea răutăților, cum spunea cronicarul. Și un proverb spune că punga plină și averea să nu o arăți, pentru ca să nu ia aminte răi. De aceea, văzând frumusețea, văzând armonia poporului și armonia cerului și a pământului, armonia pământului românesc, cu toate frumusețile lui, cu tulnicele munților, cu buciumul care suna dând anumite semnale comunității respective, cu toate frumusețile noastre și mai ales cu strălucirea aurului din subsolul țării noastre,
a atras încă din zorii istoriei privirile unor poftitori de bogății și de averi. În aceste condiții știm că peste pământul țării noastre s-au năvălit fel de fel de hoarde din toate părțile și au găsit aici până la urmă niște oameni pregătiți, niște oameni înțelepți care dacă n-au biruit cu sabia, dar am biruit de multe ori cu sabia, că am fost un popor cu una pe sabie și cu una pe coarnele plugului ca să ne apărăm de dușmani, dar în același timp să scoatem din pământ pâinea pentru poporul român și bunăstarea pentru toată lumea. Și dacă n-au biruit cu sabia, au biruit cu înțelepciune, au biruit cu tactul, cu istetimea minții, cu tratatele și cu toate celelalte și iată-ne după 2000 și mai bine de ani de istorie, suntem tot aici unde ne-a rânduit Dumnezeu încă de la început, ne ducem viața după rânduielile noastre și cinstim după cuvință pe veteranii de război, care sunt adevărate cărți, adevărate manuscrise în care se poate citi istoria vorbind cu dânsii, îți dai seama, parcă citești în firele de istorie, toate necazurile, toate luptele, toate durerile, dar și toate gloriile care le-au obținut poporul român. Aș spune eu, toate răstignirile, dar și toate învierile care au avut loc de-a lungul istoriei poporului român. Dragii mei, cer iertare dacă cumva m-am înflăcărat, dar vă mărturisesc că am fost crescut în casa părintească într-o vreme când nu era nici Facebook-ul, nu era nici televizorul chiar la îndemâna tuturor, și poate chiar dacă ar fi fost, nu știu, dar am fost crescut cu povestirile istorice mai întâi ale bunicului meu din primul război mondial și tare le ascultam cu multă tragere de inimă și povestirile istorice ale tatălui meu din cel de-al doilea război mondial. Bunicul de la Mărășești, iar tatăl de la Cotul Domnului până la Berlin, vă închipuiți că mi-au spus toate lucrurile pe care eu le comparam cumva cu istoria pe care o învățam. Găsim argumente în istorie la povestirile bunicului meu. Știu foarte bine cu ce, cine și unde s-a întâmplat, când a spus pe aici nu se trece din povestirile acestea. Vă închipuiți că în sufletul meu s-a trezit dragostea pentru uniforma militară și când am dat să termin școala generală, asta era visul meu cel mai mult iubit, să mă duc să mă fac militar, să mă duc să mă fac ofițer. Din păcate, lucrurile n-au fost așa. Tatăl meu nu era colectivist și nu avem origine sănătoasă, știți dumneavoastră ce se ascunde sub asta, și nu avem adeverință de colectivist ca să mă duc și eu la liceu militar care mi-a fost drag și în care am fost cumva, în care spirit am fost cumva crescut de mic auzind povestirile de pe fronturi, de pe câmpurile de luptă. De aceea am intrat în cealaltă armată, unde tata s-a interesat și a văzut că nu e nevoie de adeverință de colectivist. Am intrat în armata lui Hristos, unde nu ni s-a cerut un asemenea act. Iertați, închid paranteza, iertați pentru această povestire din arhiva proprie, ca să spunem așa, și de aceea eu cinstesc că am un respect deosebit, un respect extraordinar pentru veteranii de război, pentru cei care, ca niște făclii, țin în sus cumva demnitatea poporului român pe care au câștigat-o pe câmpul de luptă. Dacă în calendarul Bisericii Ortodoxe avem niște sfinți, următorii lui Hristos, cei care au fost în apropierea Mântuitorului, în istoria patriei noastre, în istoria Pământului Românesc, avem eroi români și veteranii care, iată, au ținut sus flacăra românismului, au ținut sus dragostea de glie, au ținut flacăra gloriilor și a victoriilor pe care le-au obținut pe câmpul de luptă pentru demnitatea noastră. Pentru cei adormiți în Domnul, să ne rugăm să-i odihnească acolo unde nu este durere, întristare și suspin, iar pentru veteranii care sunt în viață, să-i păstrăm și să sorbim din înțelepciunea lor zi cu zi, pentru că înțelepciunea lor este izvor de înțelepciune, izvor de curat patriotism pentru noi și pentru generațiile viitoare. Vă mulțumesc! Are cuvântul președintele Asociației Veteranilor de Război, filiala Roman, domnul Maior în rezervă, Bărjovanu Gheorghe. Onorată asistență, sărbătorim astăzi ziua veteranilor de război, așa cum a stabilit regele Carol I în 1892, ca ziua de 29 aprilie,
să dea bine ziua veteranilor. Dar anul ăsta, pentru că e a doua zi de post, s-a stabilit ca să sărbătorim astăzi, 23 aprilie, ziua veteranilor. Am să plec de la un congresman american care acum vreo două săptămâni la București a spus: cunosc România! România este o țară frumoasă, cunosc teritoriul țării noastre și românii au luptat o mie de ani pentru săvârșirea neamului românesc, pentru întregirea neamului românesc. Așa cum este scris în ultimul secol, românii au purtat cele trei războaie, războaie de independență din 1877, unde armata română a cucerit toate reducele turcești, Grivița, Rahova, Smârdan, încât Osman Pașa s-a predat colonelului cerchez cu drapelul turcesc. Drapelul turcesc este și astăzi la Muzeul Național a României. În războiul acesta de independență au căzut, așa cum spune istoria, au căzut 3.000 de militari români. Iar noi am căpătat independența față de Imperiul Otoman. A venit primul război mondial, când România s-a declarat neutră timp de 2 ani și la 15 august 1916 a început războiul. Războiul acesta a durat 2 ani, 16-17, încât armata română a cucerit cele mai mari victorii. Eu consider frontul de la Mărășești egal cu frontul de la Târgu Ocna, unde Ieremia Grigorescu a apărat ieșirea trupelor austro-ungare în spatele frontului de la Mărășești. Dacă ieșeau trupele austro-ungare pe la Târgu Ocna Voituz în spatele frontului de la Mărășești, era foarte rău. Frontul de la Târgu Ocna a fost apărat de generalul Ieremia Grigorescu, iar frontul de la Mărășești a fost apărat de generalul Alexandru Averescu. Și noi, prin această bătălie, care a fost o bătălie importantă în primul război mondial, asemenea cu bătălia de la Verdun din Franța, am obținut întregirea neamului românesc, întregirea teritoriului românesc. A venit al doilea război mondial, unde trupele române au participat în războiul din răsărit până la Cotul Domnului și Stalingrad. De acolo au venit înapoi la Stalingrad, a luptat regimentul 14 Zoroban din Roman, a luptat regimentul 12 Cavalerii din Roman, care au obținut mari victorii. După 23 august, generalul Avramescu, împreună cu 8 divizii, a început eliberarea Ardealului de Nord. Așa, eu eram la școală de subofițer de geniu Râmnicu Vâlcea, unde am plecat și noi la eliberarea Ardealului de Nord. Mai departe s-a stabilit încheierea păcii și avem România de astăzi. Am credința că frații basarabeni se vor reuni cu România și vor face o singură țară. Unde mai există pe glob două țări cu același popor? Mai există Coreea de Nord și Coreea de Sud, dar văd că nu-i departe timpul când se vor uni și Coreea de Nord cu Coreea de Sud și nu-i departe timpul când frații basarabeni vor veni înapoi la patria mamă. Deci, veteranii de război au luptat. Dacă românii nu luptau, noi n-am avea țara roată de azi. În regimentul 14 Zoroban din Roman, în primul război mondial, a plecat cu 4.000 de militari și a venit înapoi cu 1.612. Așa, deci, s-a pierdut pe front. Acești veterani și eroi și militari
sunt eroii și veteranii țării noastre. Am mare credință că noi vom merge înainte și vom sărbători multe centenari, așa cum am sărbătorit centenarul anul acesta. Așa cum s-a stabilit în pactul Nord-Atlantic, fiecare țară trebuie să se întărească pe picioare proprii. Așa v-a spus și președintele Ioanis. Noi trebuie să ne întărim. Am mare credință că acum, la exercițiile din Marea Neagră, unde a participat trupii a pactului Atlanticului din Nord, românii au condus aceste operații din Marea Neagră. Trebuie să întărim armata română pentru apărarea țării în continuare. Ziua veteranilor o sărbătorim cu toții. Preacucernici părinți, stimate cadre militare în activitate, în retragere și în rezervă, domnule deputat, doamnelor și domnilor, distinși veterani de război, doar datorită dumneavoastră și camaraților dumneavoastră ne aflăm astăzi aici și vă suntem profund recunoscători. Vă suntem recunoscători pentru curajul de a merge la război, pentru eroismul de a lupta în prima linie de front, dar și pentru sentimentul de dragoste și de devotament față de patrie și față de români. Dumneavoastră sunteți cei care ați arătat că se poate, ați luptat cu frica și cu timpul, dăruind zile lungi și viață lungă României de astăzi. Doar privindu-vă pe dumneavoastră, fiecare dintre noi ar trebui să prindem curajul de a ne lupta și de a învinge răul din zilele noastre și toți românii pot să facă acest lucru luând exemplul dumneavoastră. Eu vă păstrez mereu alături, vă păstrez în sufletul meu și vă doresc să aveți parte de o bătrânețe senină. Să vă bucurați de fiecare clipă de pacea pe care prin jertfă ați adus-o României. Vă doresc multă sănătate și să continuați să fiți demn în fața frontului de luptă al vieții. La mulți ani, dragi veterani, și un Paște fericit tuturor! Dragii noștri eroi aflați în fața noastră, în viață, pe pământ, dragi veterani, dragi prieteni, dragi ostași, domnilor ofițeri, domnule primar, distinși și stimați prieteni care astăzi ați venit pentru a cinsti ceea ce este via mărturie a istoriei noastre, ziua veteranului. Și nu întâmplător, suntem în săptămâna patimilor, când prin patimă se ajunge la mântuire. Așa și veteranii prin lupte au ajuns la victorii și au ajuns la a configura ceea ce este România de astăzi. De asemenea, astăzi, 23 aprilie, este Sfântul Gheorghe, marele mucenic, purtătorul de biruință, cel care a trecut prin patim grele, prin încercări și de pe pământ, dar și din ceruri, a dat sprijin și ajutor și biruință pentru cei aflați în credință adevărată. Toate aceste lucruri au făcut ca această zi, îmbrăcată frumos în lumina soarelui, pentru că dacă ne uităm ce zi a fost ieri, vedem că astăzi parcă și cerul este prezent pentru a sărbători veteranul. Așa cum am zis, veteranul o filă de istorie vie, o flacără care arde. De aceea, astăzi, de ziua veteranilor, lor trebuie să le aducem omagiu. Avem ziua eroilor plecați dintre noi, pe care o sărbătorim împreună, de ziua înălțării. Dar astăzi vorbim de cei care se află pe acest pământ alături de noi și care, prin trăire, prin sensibilitate, prin cunoaștere, încă pot aduce dovezi, mărturii ale istoriei noastre. Foarte frumos, președintele Asociației Veteranilor a trecut succint în revistă istoria contemporană a României. De asemenea, primarul municipiului Roman a adus omagiu și
mărturie pentru onoarea de a ne afla astăzi aici împreună. Părintele de asemenea a făcut un paralelism între ceea ce înseamnă trăirea spirituală, dar și trăirea prin efort, prin patimă, pentru a ajunge la victorie. Așa încât eu aș circumscrie doar și aș ura multă sănătate, bucurie și pace. Și nu uitați nimic din ceea ce știți să dați mai departe urmașilor dumneavoastră. Pentru că acest cuvânt testament este purtător mai departe de energie. Se asemăna pământul cu grădina Maicii Domnului. Așa este. Dar eu aș merge mai departe și aș asemăna pământul acestei țări cu o cruce pe care suntem noi toți, mergând mai departe, fiecare cu trăirile și prin patimile sale, ajungând spre mântuire. Mântuirea poporului român înseamnă înălțarea acestei cruci care este România. Să o cinstim, să o iubim în fiecare zi împreună. Vă iubim, vă onorăm și vă cinstim, dragi veterani. La mulți ani, cu sănătate, bucurie și pace. Sărbători pascale încărcate de lumină, de căldură, de binecuvântare și de pace. Doamne ajută, Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe Romașcani. Din partea Asociației Veteranilor de Război, filiala Roman. Să ne dăm înainte. 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 Să ne